Polițiștii timișeni vor fi la datorie în această perioadă pentru ca întreaga comunitate să se bucure în liniște și siguranță de mini-vacanța de Sfânta Maria. Oamenii legii vor acționa zilnic în județul Timiș, fiind asigurate măsuri pentru menținerea ordinii publice, combaterea infracțiunilor stradale, traficului și consumului de droguri în locurile aglomerate, zonele cașurilor de cult, în zonele de agrement de desfășurare a unor manifestări publice. Polițiștii rutieri vor acționa pe căile de acces ce converg spre zonele de agrement, în punctele cu risc ridicat de accidente și la orele cu trafic intens pentru dirijarea, fluidizarea, controlul circulației rutiere și pentru combaterea accidentelor și blocajelor rutiere. Pe lângă prezența activă în trafic, polițiștii rutieri vor folosi aparate radar, etilotest și drug test pentru prevenirea și combaterea conducerii autovehiculor de către persoane aflate sub influența băuturilor alcoolice sau a drogurilor, a conducerii cu viteză excesivă și a depășirilor neregulamentare. Vă informăm că în această perioadă sunt înregistrate valori ridicate de trafic pe DN68A în zona localității Margina, la coborârea de pe A1 Nădlac-Deva, media zilnică măsurată pe acest tronson de drum fiind de aproximativ 25.000 de autovehicule. Cu atât mai mult, traficul în această zonă este în creștere pe timpul weekendului, astfel pentru siguranța participanților la trafic, în condițiile intensificării deplasărilor către diversele destinații de petrecere a mini-vacanței, vă recomandăm următoarea rută ocolitoare, Făget, Săvârșin, DN7 și A1. De asemenea, și polițiștii de la transporturi vor asigura patrularea în trenurile de călători pentru a menține un climat de siguranță. În această perioadă, în județul Timiș vor avea loc mai multe evenimente cultural-artistice, cu prilejul rugilor bănățene, unde polițiștii vor fi prezenți alături de celelalte structuri din cadrul MAI, pentru prevenirea faptelor antisociale. Pentru a vă putea bucura de timpul liber și de sărbătoarea religioasă, vă recomandăm ca în zonele aglomerate din piețe, gări, magazine, lăcașuri de cult, să fiți foarte atenți cu banii și obiectele personale, iar dacă plecați de acasă, să nu popularizați pe rețelele sociale aceste aspecte pentru a nu deveni victima furturilor din locuințe. Totodată, nu vă lăsați copiii nesupravegheați să se joace în zonele aglomerate, învățați-i să apeleze la polițiști ori de câte ori au nevoie. Dacă observați orice activitate de natură a tulbura ordinea publică sau sunteți martorii unor fapte antisociale, sunteți rugați să apelați serviciul de urgență 112.